Vă prezint un ceas Jaeger LeCoultre, marca Atmos, 528,8, aici e trecută 528,8, Schwiesmeyer Jaeger LeCoultre, asta e partea de jos, aceasta este o manetă pentru blocarea pendulului, acestea sunt două picioare reglabile, aici e bula de nivel și aici un picior fix. Deci când se fixează, asta, arătăm pe ăla ceasul cu care cântă. Bun. Și acest picior este fix. Am început cu partea de jos, pentru că am făcut și niște poze și era în poziția asta. Acum mergem, o să-l ridicăm. Așa. Dacă pendulul este blocat, aici se blochează, se poate manevra fără probleme, transporta ceasuri. E un ceas aurit, aproape toate piesele, mai puțin ceva arcuri care nu sunt aurite, toate piesele sunt aurite. Mecanism cu 15 rubine, aici e trecut iar marca, iar LeCoultre, știți mai, și 15 rubine, 15 jewels. O să vă arăt. Să facem așa un. Deci e fără, e aproape nou, ca nou. El e din 1900, în jurul 1970. Sunt ceasuri care nu se trag niciodată. O să dăm ceamul jos. Deci ceamul se dă așa, partea din față, pentru fixarea orei în special. Deci se apasă pe această, pe acest buton, se apasă spre în jos, jos aici, aici este, dincolo de această tablă, este o bară pe care sticla apasă, cu arcuri, deci e o bară cu arcuri și apăsăm și suntem foarte atenți pentru că atunci când scoatem geamul să nu îl scăpăm, că putem să-l spargem și îl punem deoparte. Totdeauna când manevrați, e bine să aveți ceva în față, mai moale, în caz că cade, să nu cadă pe ceva dur să se spargă. Ora se fixează întotdeauna dând numai înainte. Nu să dau prea mult, pentru că ceasul funcționa și e 10 și 5 și atunci o să-mi dau mai puțin. Deci numai spre înainte. Spre înapoi, dacă se dă, se riscă ca aici pe pendul, să vedem dacă putem să o vedem, pe pendul în partea de sus este o bilă pe pendulul, pe acest pendul. Pendulul are tijă pe mijloc și sus are o bilă. Și furca ceasului, acea mai albă, așa, mai deschisă, pe bilă o mișcă. Deci mișcă prin intermediul bilei, mișcă pendulul stânga-dreapta. Și dacă dăm înapoi, sare din, rămâne în afară și nu mai ia bila. Și atunci, sigur că cu atenție se poate introduce aici mâna, o piesă, ceva, și se trage, ca să se trage ușor așa, fără să deformăm furca. Și se pune înapoi. O să, aici sunt picioarele, deci, de reglaj, cum am spus, și aici e bula. Când funcționează, ea trebuie să fie la mijloc, în centru, dar ne uităm și stânga-dreapta, ca pendulul, acolo se vede, sunt niște, pendulul are așa un disc, și ca să nu frece. Nici în spate, nici în față, nici lateral. De aici se reglează precizia ceasului. De aici, plus, minus. Acum
Acum e reglat, sigur că cine re la secundă se poate, ele sunt foarte precise. Și aici e trecută seria ceasului 472, 705, 10. Aici se vede firul de torsiune, o să bag mâna dacă pot. Deci acel subțire. E 0,045 de milimetri. Ceasurile acestea sunt date să funcționeze 600 de ani. Ele nu se trag niciodată, funcționează pe principiu. Aici este în spate o casetă, la această casetă există o capsulă aneroidă, deci o capsulă închisă, cu o substanță, e clorură de etil. La dilatarea, la variație de temperatură de un grad, capsula se dilată, la că crește temperatura și împinge prin ajutorul, printr-un sistem de arcuri. Aici este un sistem de arcuri și lanț și încarcă această casetă, caseta propriu-zisă a ceasului și la o diferență de un grad încarcă caseta ca să funcționeze ceasul două zile. Practic, încărcarea și se face continuă, pentru că variația de temperatură și presiune, deși la o variație de 3 mm coloană de mercur, tot așa, același fenomen se întâmplă. În principiu, v-am explicat cum funcționează ceasul. Aici să vă arăt bara aceasta, dacă se poate vedea. O să apăs pe ea. Deci pe care apasă sticla. Deblocarea se face mișcând pârghia din dreapta spre stânga și deblocăm pendulul și ceasul începe să funcționeze. Dacă cumva se oprește sau nu și-a luat avântul suficient, se dă puțin cu mâna așa la pendul. Ceasul arată foarte, foarte bine. E canon, are zgârieturi, deci totul e aurit aici, pe tot locul de fapt. Și acum o să-l ăsta, să vedem dacă ne lasă față de masă, că cam pleacă de față de masă, pârghia. O să pun telefonul jos ca să pot să o deblochez. Așa, și acum începe pendulul. Rotirea pendulului e cam 360-390 de grade. Nu toate pendulele se învârt la fel de mult. Unele, la alt ceas se învârte 540 de grade, la alta 300 de grade, la altul, asta funcție de anumite reglaje care sunt relative și nu poți să le reglezi toate ceasurile să se învârte pendulul la fel. Important e ca ceasul să funcționeze și ceasul acesta nu se trage niciodată. Și sunt foarte, foarte precise și foarte aspectoase. Deci ceasul, chiar dacă, pendulul chiar dacă balansează la început, el cu timpul se atenuează balansul și nu se oprește, pentru că, cum am spus, e important ca să nu frece acolo. Deci piesa, uitați cum se mișcă acolo tija și cu discul și nu freacă, discul e deasupra orificiului. Dacă ar fi înclinat ceasul, puțin o idee e înclinat spre spate, deci el se reglează din picioare. Deci dacă ar fi înclinat mai mult, normal că ar freca și s-ar opri ceasul. Ceasul Atmos, acesta este 528,8, deci sunt mai multe modele, mai noi și mai vechi, dar care au fost păstrate bine, arată
normal, foarte bine și funcționează foarte bine pentru că sunt foarte bine făcute. Ceas elvețian are 15 rubine, aproape pe fiecare rotiță e rubin. Și sticla se pune la loc, o să o punem. Deci punem prima dată jos. Și prin apăsare pe buton, deci prin apăsare și împingere spre în spate, am fixat-o. Ea nu mai are cum să cadă, deci atenție mare la scoaterea sticlei și la punerea ei, pentru că se poate să spargă, se poate înlocui, că în fond e o sticlă și se poate confecționa alta, butonul există și se pune, că butonul e pur și simplu atașat pe sticlă. Mm-hmm.